Regretatul jurnalist, scriitor, comentator sportiv, prim președinte al Comitetului Național Olimpic, s-a întors astăzi pentru totdeauna la Baștină, satul Ciulucani, raionul Telenești. A fost dorința regretatului și dragului nostru coleg exprimată în ultimele zile de viață când se afla pe patul de spital. Într-o atmosferă de îndurerare și profundă tristețe, oamenii veneau să-i aducă un ultim omagiu lui Efim Josanu la Biserica Învierea Domnului de la cimitirul Sfântul Lazar din capitală. Mi-a știut 50 de ani, cred că 50 și. Am fost la debutul lui ca și comentator în studioul numărul 1 al televiziunii. A fost de o tenacitate deosebită. Un om care și-a construit cariera, a făcut carte bună, o prezență bună în emisie. A fost un președinte al Comitetului Național Olimpic, de care, din păcate, nu mai avem. A văzut partea frumoasă a vieții întotdeauna și ne-a arătat-o și nouă. Era un model de vorbire românească și a făcut foarte mult în jurnalismul autohton pentru că a introdus terminologia sportivă românească în audiovizualul național. O personalitate care a educat și a îndrumat foarte multe generații de jurnaliști, televiziunea Moldova 1, dar și la noi, la Radio Moldova. Ne-a învățat întotdeauna să fim corecți, să fim sinceri, să fim cinstiți față de cei care ne ascultă și care ne văd. Este o mare pierdere, cred că, și pentru oamenii de rând, fiindcă un asemenea om cu o asemenea inimă mare, cu un suflet bun, cald, cât o pâine caldă, se nasc mai rar. Au fost alături și colegii din domeniul sportului. A fost acel care a iubit sportul, a promovat sportul în valorile olimpismului. A fost și va rămâne în inimile noastre ca un bun prieten a sportului și a mișcării olimpice. Sportivul, istoricul și politicianul Octavian Țicu l-a cunoscut pe Efim Josanu în 1995, când a fost calificat la Jocurile Olimpice. Și domnul Josanu a ieșit la televiziunea publică și a spus: știți, s-a întâmplat un lucru miraculos. Un băiat dintr-un sat de la Prut s-a calificat la Jocurile Olimpice. Pentru mine asta a însemnat o recunoaștere supremă. M-a avut alături întotdeauna, m-am regăsit în toate paginile lucrărilor pe care le-a scris domnul Josanu. Și copiii lui Efim Josanu sunt profund îndurerați. Fiica, Constanța, a organizat o slujbă în Statele Unite, unde este mormântată și mama, soția lui Efim, Stella, iar fiul, Virgiliu, îi ține minte poveițile. Tot timpul m-a îndemnat să fac sport, să fiu activ, era vesel, glumeț. Așa îl țin minte pe el, acum deja ne rămâne numai în amintire. După slujba de pomenire, oficiată la Biserica Învierea Domnului din Chișinău, cortegiul funerar s-a îndreptat spre satul Ciulucani, raionul Telenești. A fost dorința lui Efim Josanu să-și doarmă somnul de veci la vatra strămoșilor. În semn de recunoștință a memoriei regretatului jurnalist Efim Josanu, gimnaziul din satul său natal, Ciulucani, raionul Telenești, va purta numele. Oamenii și-au amintit de faptele distinsului jurnalist, scriitor, primul președinte al Comitetului Național Olimpic, unul dintre promotorii mesagerului în la televiziunea publică. Decizia este comună a întregului sat. L-am petrecut pe domnul Efim Josanu în ultimul drum, la cimitir acolo, s-au apropiat oameni care mi-au zis: doamnă director, nu ar fi frumos ca școala noastră din sat să-i poarte numele? Și-a iubit satul, lumea îl întâlne cu mare bucurie. Ajutoare o dat peste tot la copii, cu sălile de sport o ajutat. Vine des în sat și ne spunea că să nu uităm niciodată de lucrurile părinților noștri. Am citit și unele din operele lui, a fost foarte talentat. La festivitate a fost anunțată decizia Consiliului Raional Telenești despre conferirea numelui lui Efim Josanu gimnaziului din Ciulucani, iar placa de pe frontispiciu a fost dezvelită de fiul regretatului jurnalist. Emoții pozitive, sunt mândru de consătenii care au putut aprecia activitatea tatălui meu. Să-l căutați pe Efim Josanu peste tot, în cărțile lui, să-l căutați în filmele pe care le-a făcut, în reportajele lui. Și colegii jurnaliști au venit cu sugestii. Putem să facem un muzeu, putem să edităm
și și nu a reușit el să editeze. Și-a dorit foarte mult să înființeze o asociație, asociația sportului de la țară, să fie implicați, promovați și scoși în prim plan profesorii de educație fizică, să promoveze tinerele talente. Efim Josanu a decedat în data de 28 ianuarie 2021. Efim Josanu numește perioada în care a intrat el în televiziune romantică. Când am fost invitat pentru o probă, redactorul șef a spus că, uite-te, tu te pregătești aici, în acest cabinet, îți pregătești comentariu. Stau închis o oră, stau închis două, se termină emisiunea și nu mai sunt invitat. Uitaseră de mine. Cine se căsătorește din dragoste are nopți frumoase și zile grele, așa glumește Efim Josanu când vine vorba despre viața sa din afara meseriei. Ultimele cuvinte atunci când o țineam în brațe, mi-a spus că mă duc puișor și astea au fost. Televiziunea, în primul rând, mi-a dat sentimentul de devotament, de prietenie. Ori de câte ori mă gândesc la voi, sătenii mei dragi, ori de câte ori mă gândesc ce voi fi însemnat eu în acest secol trepidant și besmetic, ori de câte ori mă gândesc la trecătoarea clipă a existenței mele, în fața ochilor îmi apare dealul acoperit cu cimbru și corovatic, dincolo de casa noastră, peste care alunecă nori. Și în aceste revășitoare cu tremure de nostalgie, mi se pare, cum scria Geo Bogza, că nu din marele poet, ci din mine s-ar fi născut versurile. Trecutau ani ca nori lungi peșesuri și niciodată nori să vie iară. Când eram mic, plecam uneori cu ciobanii la păscut mioarele. Îmi plăcea nespus de mult să mă tolănesc pe pajiștea din lunca ciulucului și să visez, să privesc la nesfârșit norii călători, mânați de vânt în imensitatea de peruzea. Fantasme de munți, oștiri întregi, balauri sau păsări uriașe cu aripi de vată pluteau deasupra mea într-un spectacol amețitor, delirant de frumos. Simțeam atâta libertate, atâta armonie, atâta desfătare sufletească. Foșnetul trestiei în ochiul de apă din preajmă întregea tabloul merific al unei lumi fără margini, ce-mi aparținea doar mie, prinț al reveriei, retras în fericiri de paradis. Toate pornirile sunt și au rămas aici, în respirația caldă a mamei alături, cu tata trebăluind prin o gradă, cu frate și surori la joacă, copii desculți, dar fericiți, născuți în primii ani de după război. Aici am cunoscut zborul primelor avânturi și fiorul dragostei și căsătoria fericită cu Stella și nașterea celor mai minunați copii de pe pământ, Virgiliu și Constanța.
Nu știu dacă am izbutit ceva ca împlinire profesională mai târziu, activând în mai multe domenii. Știu doar că de orice m-aș fi apucat, pe toate le făceam cu inima, chiar și atunci când făceam și prostii. Sportul mi-a dat înțelegerea euului, Comitetul Olimpic, cuprinderea lumii, televiziunea și radioul, cunoașterea umană, prietenia și devotamentul, iar scrisul m-a definit. Mă pot considera așadar un om întregit, dincolo de toate încercările prin care mi-a fost dat să trec, cum este dat fiecărui om să treacă în viață, cu suișuri și coborâri, bucurii și tristeți, dar întotdeauna cu credința în finalitatea împlinirii rostului creștinesc. Una pot spune, am fost sincer în ceea ce întreprindeam într-o susținere a olimpicilor moldoveni. Am avut noroc și de un președinte excelent al Comitetului Național Olimpic, domnul Efim Josanu. Inteligent, modest, dar și inimos în vederea abordării idealurilor olimpice în Moldova. Pornesc de la o constatare pe care de fapt o cunoașteți. În curând, în unul din gimnaziile sau liceile Republicii, va ajunge masa cu numărul 50. Nu facem din asta un prilej de sărbătorire. E o cifră jalon. Doar atât. Pentru că nu ne vom opri aici. Oricât de tentant ar fi, nu vrem să stabilim recorduri. Chiar și dacă, conform regulamentului, raionul care va avea mai multe donații și va ocupa locul întâi, va primi premiul mare al radio-televiziunii, 6 mese de tenis. Sunt fericit că mama m-a născut în acest sat, care privit de sus pare o imensă copaie, leagăn unde Dumnezeu a dăruit miracolul suflării fiecăruia dintre noi. Sătenii mei minunați, cei care, într-un veac al înstrăinărilor, mai străjuiți cum puteți încă veșnicia neamului. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău și împărăția ta, pasă-n voia ta, precum în cer așa și pe pământ. De câte ori revin spre casa din cetatea mea urbană, la ieșirea din sat mă petrece ca o mostrare cu minte chemarea încrustată în piatră. Nu-ți uita baștina. Cum să uit? Dacă în satul meu drag, mi-a rămas cei ce mi-a hrănit viața și obiceiurile, și sărbătorile de familie, și casa care în zori a fost lut și carte acum de amintiri în amurg. Cum să vă uit pe voi? Icoanele copilăriei, cum să uit cei ce nu se uită, cerul și locul unde aceiași nori, cu formele lor bizare, se înghesuie, se despart, se alungă. Marele puteri occidentale i-au lăsat în țarcul unde nu se aud țipetele celor schinjuiți, s-au retras înspăimântați în cochiliile tăcerii. Cei nedeportați au rămas tot în exil, în exilul de acasă. Li s-a luat totul. Au intrat forțați în colhozuri, au asistat neputincioși la năruirea bisericilor și a datinelor.
Viața însă, în virtutea legilor firești, nu s-a oprit și ei nășteau copii, ne-au născut pe noi. Mamele ne băiau în ape călduțe, cu mirosuri de levențică și minte, apoi ne înfășurau în pelinci albe de in, ne puneau frunteraș și, îngânându-ne cântece duioase, ne lăsau să adormim legănați în copaie. Când am trecut pragul școlii și ne-am întors acasă cu cravate roșii la gât, am observat că pe chipul celor care au suflat în noi miracolul vieții se lăsase brusc o umbră a neliniștii și o durere tăcută. Nu înțelegeam. Nu aveam cum înțelege că la școală eram deja programat să ne iubim nu părinții, ci partidul, pe Lenin și pe Stalin. Eram programat să mergem cântând voios, încolonați la parade, fără să bănuim că de fapt eram modelați să devenim mâncurți. Pe când ei, bieții, mai așteptau americanii, ferindu-se de noi și ascultând pe furiș vocile libertății. Nu bănuiam, eram prea mici. Nu știam că cineva se opunea regimului cu arma în mână și acel cineva se afla undeva aproape, alături, iubit, temut și hulit în același timp. Numele lui era Filemon Boghiu, iar eu eram unul dintre copiii acelei generații. Și poate în acea dimineață cețoasă de noiembrie, când mă jucam în ogradă, auzisem răpăitul mitralierelor pe care le confundam cu niște pocnituri care veneau de undeva, de aiurea, și nu le înțelegeam rostul. Una și aceeași identitate. Maestrul emerit al sportului, recordmenul mondial, continental și olimpic și vicecampion la Jocurile de la Mexico din 1968, la tragere cu pistol viteză și unul dintre cântăriții consacrați ai lumii, vocea care face palatele de concert, precum și marele arene din spațiul liber atunci când apare în prim planul scenei, să devină neîncăpătoare. Numele lui, Marcel Roșca, a susținut peste 2000 de concerte în diferite orașe de pe întregul mapamond și continuă să cânte și să încânte publicul meloman. Însă nu doar arta euterpei îl caracterizează în excelență. Cu certitudine, Marcel Roșca face parte din casta marilor privilegiați, înzestrați cu har și aptitudini multivalente, un talent altfel și aparte. Împliniri mari, dar și decepții crunte. Până la urmă va trage linia tot el. Din fericire, viața mea a reușit mai bine ca mine. Pentru mine, existența nu-i decât o metaforă a neastâmpărului. La 12 ani, împreună cu băieții din gașcă, vrea să fugă în munți, să se izoleze în păduri. Escapada a început promițător, dar într-o noapte ploioasă se rătăcesc și, fără să știe, ajung pe câmpurile petroliere în Câmpina. Un gardian, care vede, îi somează cu arma încărcată. Stai că trag! După care a urmat răspunsul găștii. Stai, stăm! Milițienii rămân perplexi când deschide carcasa închisă a unui vechi aparat de radio Daugava cu tot arsenalul acolo. Scapă de pușcărie fiind minor. Aventura îl marchează, dar nu-i potolește deloc pasiunea pentru tir. Concomitent, exersează zilnic la pian și îi se prezice o carieră de mare interpret. Mai târziu, va da examenele de admitere și va absolvi Institutul de Arte Teatrale Ion Luca Caragiale. Moștenise darul părinților săi. Iov Roșca, solist în anii interbelice ai Operei Române din București,
prieten cu Marele Șaleapin, și a Mariei Roșca, artista a Teatrului de Operetă Alhambra. În perioada Rusiei țariste, Iov Roșca participă la primul război mondial. Este mobilizat în regimentul de cavalerie a Gărzii Albe cu gradul de capitan. Pe lângă aptitudinele de călăreț născut, era și un bun ochitor. În finala întâietății Armatei de Nord, ocupă primul loc la egalitate de puncte cu nepotul țarului. În 1919, albii pierd ultima luptă în Tula, în oraș intră Armata Roșie. Era pe cale să fie executat, chiar și dacă nu se mai putea mișca, nici vorbi, bolnav de tifos exantematic. Auzi însă indicația medicului să fie aruncat în groapa comună. Câteva lacrimi mari îi scaldă obrajii, pe care le observă o tânără sanitară și îl saltează. Drumul înapoi spre casă a fost lung și plin de primejdii. Trece hotarul patriei, îngenunchează și sărută pământul strămoșesc. Au fost zile când nu aveau nimic de pus pe masă, nesiguri, gândindu-se la ziua de mâine, căci trebuiau să-și ascundă originele basarabene ca să nu fie deportați. Doar credința în sacra putere creștină și gândul să-și vadă fiul cu o soartă mai bună le ținea ființa și spiritul întărit. Între timp, pregătirile în secția de tir dau roade și la 18 ani ajunge la clubul Dinamo, unde e luat sub aripa protectoare a campionului olimpic Ștefan Petrescu. Foarte curând, Marcel reușește să se impună fața marilor favoriți la campionatele naționale. Imberbul protagonist o face cu atâta obrăznicie juvenilă încât se vede după terminarea competiției în rang de campion al României și cu foaie de plecare la Jocurile Olimpice din Tokyo în anul 1964. În capitala niponă, după prima jumătate a concursului, e la un pas de podiumul olimpic, dar în pauză, dinaintea seriilor finale, un coleg din echipă invidios îi modifică pistolul, ajuns pe poziție își dădu imediat seama de fapta urâtă a coechipierului său după primele serii de control. Gloanțele îl luau razna de la țintă. Încearcă să repare mecanismul de tragere, dar nu are cum să reușească până la capăt. Doar locul 6 se va simți marcat multă vreme. Rebelul adolescent de altădată se maturiza, devenind un tânăr chipeș și elegant, afectuos, iar vocea lui cucerea din ce în ce mai mult sălele de concert de muzică ușoară. Chiar și dacă recunoașterea și consacrarea îi va veni mai târziu în genul operei. Omul de zăpadă fericit, fiindcă doamna iarnă a venit și ca el mai plin de viață, altul nu mai e. E angajat la teatru, joacă roluri în filme, înregistrează piese muzicale la radio, câștigă primul titlu Steaua fără nume, numai cu note maxime. Deputează la televiziunea română cu o romanță de o răvășitoare intensitate afectivă. Scrie mamă despre satul cu albastră zare, din salcâmul cel din poartă să-mi trimiți o floare, scrie-mi dacă în fața casei plopul s-a uscat și ce cântec se mai cântă pe la noi prin sat. Scriem și de lăutarul ce-mi cânta de inimă pribeagă, dar de fata ce-am iubit-o să nu-mi scrii, măicuță dragă. S-ar fi părut cântecul îi lecuise rana. Tirul începea să treacă pe locul secund, mai ales că anul 1965 l-a început în cârje. Avuse de suportat consecințele unui groaznic accident de mașină. L-au scos cu greu din fiarele mașinii și l-au întins jos. Brancardierii i-au acoperit fața cu gazete. Nu credeau mort. Se produse însă miracolul. Reînviase în adevăratul sens al cuvântului. În ceea ce privește relația cu puterea, deși destul de colțuroasă, părea uneori pe alocuri idilică. Atunci când veneau oaspeți mari la București, geniul Carpaților îl convoca ca și pe alți câțiva cântăreți în vogă la palat să facă în timpul recepțiilor oficiale, cum s-ar spune, atmosferă. A cântat în fața lui Gaddafi, Chimersien, Hoșemin.
este din ce în ce mai mult solicitat în spectacole și concerte. Formează un excepțional duet cu o altă basarabeancă și ea vedetă de primă mărime, Stella Popescu. Ori părinții lui își aveau rădăcinile înfipte în pământurile răzășești ale Mândreștilor și Dereneu, iar ale Stelei în Chiperceni și Chiștelnița, un spațiu restrâns pe o rază mai mică de 40 de kilometri ale județului Orhei. Cam șablon, ea cochetă, el craidon, în oricare salon, o Mr. Brown. Între timp, la orizont se conturau înălțimile aztece. Se simțea într-o perfectă detentă a formei. Nu se îndoia că în Mexico anului 1968 va lua aurul. Deținea și recordul mondial, nedepășit și azi, la proba cu eliminatorii duel, excluse mai târziu de Federația Internațională. Dar nu înainte ca soarta să mai lovească o dată dureros. La începutul anului 1967, tatăl său Iovroșca obține permisiunea de a-și revedea Mândreștii copilăriei, de unde plecase în lume la vârsta de 10 ani. Întâlnirea cu cei dragi și scumpi îl copleși. Emoțiile erau prea mari pentru inima lui răvășită. Muri subit la sfârșit de ianuarie, în aceeași odaie, în același loc unde se născuse și porni în viață. Marcel a venit la Mândrești, unde celui urcat în veșnicie i s-a făcut un frumos prohod creștinesc, dar înmormântarea a avut loc la București. Cu un an înaintea jocurilor din capitala aztecă, s-au făcut testerele poligonului în cadrul competițiilor preolimpice. Le-a câștigat cu un nou record olimpic și fotografii îl surprind zâmbitor sub o pălărie mare de covboi. Ziarele titrează poznaș. Nu-i texan, e român. Dar în ajunul marii competiții a avut de trăit o devastatoare dramă de dragoste, care în combinație cu emoțiile dinaintea concursului l-au marcat într-atât încât în două zile a slăbit cu 6 kg. E totuși o mare cucerire, deși pe podiumul olimpic, pe chip, îi se puteau citi toate tristețele lumii. Un an mai târziu a luat argintul la individual și de echipe la europene, apoi argint și bronz la mondiale. În 72, e rezervă la Jocurile Olimpice din München. Experiența tristă de la Tokyo, când i-a fost dereglat mecanismul de tragere, l-a determinat să gândească un alt model de pistol care trebuia să-i poarte numele, dar puternicii din fruntea țării nu ar fi acceptat niciodată așa ceva. Cine ești tu, măi Roșca, să numești pistolul cum te cheamă pe tine? I-a dat numirea de Domino.
alții din străinătate au profitat și au patentat lucrarea. În alte circunstanțe aș fi fost azi un om bogat pentru invenția mea, glumește el oarecum cu puțină amărăciune în glas. Nu regret însă, cu acest pistol domino, un alt român va deveni campion olimpic la Moscova în 1980.